Bună dimineața, bine ați venit! Da, domn profesor, sunt prezent! Bună dimineața, domn profesor, sunt prezent aici la ora dumneavoastră. Bună ziua, domn profesor, prezent! Bună dimineața! Bună dimineața, domn profesor, sunt prezentă! Bună dimineața, domn profesor, sunt prezent! Bună dimineața! Bună dimineața, domn profesor, da, sunt prezentă! Bună ziua, prezentă! Bine ați venit! Oare câți ne-am adunat astăzi? Ia să vedem. Să trăiți, domn profesor, aici, prezent. Bine ai venit. Mai așteptăm, mai așteptăm să intre toată lumea. Bună dimineața, domn profesor. Știa că nu sunt prezent la oră. Până intre toată lumea, vreau să vă zic că astăzi o să vă predau o lecție foarte, foarte interesantă. Da, e vorba de poezia Luceafărul, de Mihai Eminescu, poetul nostru național, o poezie superbă. O să vă explic filozofia care stă la baza acestei poezii, o să facem interpretarea textului, o să vedem ce a vrut să exprime poetul, ce a vrut să spună poetul cu această poezie. O să vedem influențele lui Schopenhauer în această poezie și multe, multe alte surprize pentru voi. Bună dimineața, domn profesor! Domn Cagabi, sunt prezent la oră. Dar vă rog să vă porniți camerele și nu vreau să predau lecția la litere și la poze. Vă rog să porniți camerele ca să putem începe. A, vai de mine! Mi-a picat netul, domnul. Chiar de asta n-am putut să fiu prezentă. Stați să-l iau, stați să-l ridic, stați! Să știți, domn profesor, pot porni camera că tare, tare rău burta. Domnule profesor, mă uitam și eu de ce nu merge camera și că mă uit în spatele calculatorului, iau rost șoareci cablu de la cameră. Ce să mai zic, am șoareci în casă. Domn profesor, eu sunt de pe calculator și nu am cameră. Da, aș vrea să nu-mi aprind camera, deoarece am dreptul la intimitate și nu am obligația legală de a-mi păstra camera activată. Nu pot să-mi pornesc camera, pentru că mi-e camera în renovare și se vede mai urât. Cum este stricată camera, nu prea pot să pornesc momentan. Domn profesor, știți cum e? La mine e o problemă mai delicată, că mi-au venit niște rude foarte îndepărtate din străinătate și no, e cam nebunie pe la mine prin casă, no, se aude cum vorbești și mă înțelege și dumneavoastră, vă rog. Domn profesor, din păcate eu nu pot ca să-mi aprind camera. De ce? Pentru că mi-am scăpat tableta în WC-ul. Da, am scăpat-o în WC-ul. Arată groaznic, deci pot să spun că arată groaznic, camera mea nu funcționează, chiar vă pot arăta că arată foarte, foarte nașpa, știți? Deci arată, nu puteți să vedeți, nu mă puteți vedea, chiar arată nașpa, chiar arată nașpa și pur și simplu. Ah, nu-i nevoie, am înțeles, mulțumesc de înțelegere. Nu mi-am permis camera pentru că nu-mi stă bine părul. M-am trezit târziu pentru că nu mi-a sunat ceasul, plus că profesorul meu mai mic a venit în camera mea, nu-i place să stea singur, și-am prăscheat jucăriile, n-am apucat să le strâng. Eu nu înțeleg de ce nu vă porniți camerele. Cum să facem ori așa? Eu nu pot să predau la litere. Deci dacă nu vreți să vă porniți camerele, uite, atunci îmi opresc și eu camera mea, uite, așa, bun, na, și atunci să nu mă vedeți nici voi pe mine, da? Uite, și așa, să facem oră ca orbi. Bun, hai să predau lecția și să vedem cum o să înțelegeți. Oricum, eu am învățat poezia Luceafărul pe de rost, așa că o să vă recit din memorie. Sunteți pregătiți? Luceafărul, de Mihai Eminescu. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată.
din rude mari împărătești o prea frumoasă fată. Pătrunde în casă și în gând și viața-mi luminează. Înțelegeți? Cum vi se pare? Da, da, am înțeles. Vezi că jos, vezi că jos. Zici ce a plăcut. Mă bun, acoperă-mă, stai să zic. Da, domn profesor, o lecție foarte frumoasă. Sper să ne fie de folos pe viitor. Eu am înțeles-o. Și da. Cam atât. Revedere. Bun, hai, 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 vezi că-i sus, vezi că-i sus. Kill, ai, ai. Da, da, domn profesor, am înțeles, da. Da, da. Da, da, am înțeles. Da? Ok, hai să continuăm. Tu ești copilă, asta e, hai și-o fugi în lume, doar ni s-or pierde urmele și nu ne-or ști de nume. Căci amândoi vom fi cu minți, vom fi voioși și teferi. Vei pierde dorul de părinți și visul de luceferi. Ei numai doar durează în vânt deșarte idealuri. Când valuri află un mormânt... Nu să mai termin odată ora asta, Doamne. Efectiv, nu înțeleg. Dar cum ai vrea să mă cobor? Au nu înțelegi tu oare cum că eu sunt nemuritor și tu ești muritoare? Ah, dragă, da, ce faci? Păi... A, da? Vai, și eu. Uite și mă plictisesc și eu aici cu profesorul. Da, nu mă trâncăne și nu ne predă nimic bine. Că orele astea sunt așa grele, nu înțelegem nimic online. A, da, da, mă gândim să ies cu tine diseară, știi? Îl vede azi, îl vede mâini, astfel dorința-i gata. Iar el, privind de săptămâni, îi cade dragă fată. Cum ea pe coate își răzima, visând ale ei tâmple, de dorul lui și inima și sufletul se umple. E vorba de o iubire care nu se poate realiza. E vorba de două sfere diferite, două spații diferite. Ea este într-un alt spațiu, el este într-un alt spațiu. Cele două sfere nu se pot intersecta, astfel iubirea lor este imposibilă. Copile, am auzit că nu-ți mai mere camera. E ceva bai? Nu-i nicio problemă, ce să fie. No, și atunci? Că parcă săptămâna trecută ți-am luat-o. Păi știu că nu de mult mi-ai luat-o, dar tare că s-o cam stricat. No, păi lasă atunci, că poate camera asta ți-a mere. Perușele, să te duc în cușcă. Ah! Noi, nu nevasta o șicui, ei, hai, hai, dacă chic el mă rădică. Ei, hai, hai, ca să dăm bine pe sticlă. Ce fain e muzica asta. Bă, da unde mi-e tastatura? Ah, anyway. Ce-ți pasă ție chip de lut, dacă-i fi eu sau altul? Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă petrece, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rece. Sper că v-a plăcut. Este o poezie extraordinară care m-a marcat încă din tinerețe. O să vă rog să memorați și voi această poezie ca și temă de casă. Da? Mai sunteți cu mine? Mai e cineva aici? Oh my God, se mișcă prea păt și oricând o văd, la 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 la. Oh my God, se mișcă prea păt, se mișcă prea păt și eu mor când o văd. Sper că am închis microfonul. Ha, extraordinar, extraordinar. Asta e școală.
Abia aștept să înceapă școala față în față. M-am săturat de școala asta online. Chile, am auzit că ți-i camera oprită, îi ceva bai. Greșelile astea le pun la bloopers. Da. Să mă văd așa, numai capul, știi? Fără perete. Bună dimineața, dar nu că îmi radic sprâncenile când graiesc. No, păi lasă atunci, că poate camera asta să mere. E cum e curăut.